Bună, dragii mei! După cum vă dați seama, adică nu vă mai dați seama că sfera cichi și din urmă n-am nici o jiș, nici un nuc deasupra, că afară plouă la mine, da, o venit toamna și plouă și ubeniește, mai scurt cum vă dați seama, azi e duminică. Numai că azi într-un nou studio, cum s-ar spune, că afară e giugiu. Și motanii și în pod, nu vor să zburde pe afară că îi udă. Azi e duminică. Și după cum știți, noi duminica vrejim și preșim și îi pagim de toate. Și ca întotdeauna am grămăit și azi vreo câteva pălăniți colorate. Dați-le vor ghimolea, știți? Gheorghe Lungu, râsuri nu alta, postează ceva normal. Nu toate pidarastiile tale râsurile și Sibi pe timpul lui Stalin te-aș împușca na ui ca la ubili negra. Parcă ești un pidarmot. Doamne Dumnezeule, Gheorghiță, eu sunt bucuros că tu știi cine ești. Dar mă-mi povesti, te rog frumos, fantaziile tale. Tu așa în comentariu ăsta, Doamne Dumnezeule, l-ai vărât pe Stalin și pe ubili negra. Eu te înțeleg tare că ai fantazii colorate și ai niște vise, poate, că vrei un negru să te împli pe din urmă să te facă mai fericit, dar izvine minea, nipă o adres, cum s-ar spune. Și eu nu înțeleg ce are Stalin ca cubile negra, mai pun-l și pe Agutin, dar muscânte și foaie verde, cum s-ar spune. Așa că vreau să-ți dau un sfat, dragul meu, Gheorghe Lungu, du-te, rog, la o automasterskaya și roagă-i pe șafiori, măcar că nu-s negri, îi da, s-or da cu niște funigine și s-or curăță glușitele. Că precis că ți-ai atupat glușitul și de-ată capul nu gândește. Așa că așa ești ca cu bilii negra, numai ca și bălăi, bălăi mascațuri și. Dar și ca, fix ca în fantezile tale, cum vrei tu să împuști un negru cu pulemiotul pe din urmă. Așa că cred că asta tu îți dorești. Și îți doresc și fericit și nu un negru, dar vreo 10 negri să-i buhnească pe din urmă și pe dinainte. Unei să vrei tu, dar asta știi la dorință. Nu mai ales că un fantezile tale erotici, cum s-ar spune. Viorica Bălănescu. Dar nu vi-e rușine atâta să scriți bravo la așa prostologii. Nici un video normal nu am văzut la acest om. Artiștii se nasc, dar nu așa. Rușine mare, priveți și copiii. Fu un. Poate draga mie, poate un fu, dar nu fu un. Și o da, chitați că eu zic, eu nu înțeleg. Draga mie, deci chiar artiștii se nasc? Dar dacă artiștii se nasc, dar noi de unde o archicăm? Păi noi ne aduci cu o costircu, ne găsesc părinții în curiechi, în patlajele, în vaduri și... Dacă numai artiștii se nasc, dar eu dacă nu sunt artist, după părerea ta, dar pe eu nu m-am născut. Doamne! Eu poate să-mi pânce încă la mama și eu... Precis că e cam matrița. Noi suntem într-un fel de nu știu, dar eu... Nici nu știem că eu încă nu sunt născut, dar ei pare că eu am uși trebuie să mor peste vreo 30 de ani. 40, poate, 50. Dar el încheia ca cum? Doamne Dumnezeule! Și ține de asta care întrebarea și ei, că deși oamenii spun ei bravo, cred că o să te răspundă ei în comentariile la filmulețul ăsta. Așa că te-aș ruga să-l privești, draga mea, Vioricucica. Tax, Doina Marin. Doamne ferește, că mulți tâmpiți au apărut în ziua de azi. Piei, satană, du-te la muncă, sărăcia, dracu ce ești. Împuțită. Ei, acasă, dar chiar m-a pus pe gânduri. Dragă mie, tu apredilești, Doamne, și Dumnezeule, să mă iert. Eu-ți fost setana, eram cel mai bogat om de pe planetă. Și tu precis când blai prin prejurul meu și mă întrebai, unde ți pup la cucor, pe din urmă undeva să ți pup, unde ți link? Ți fost eu setana. Cam toți aici care cu setanile a pus bogați. Și aici din parlament toți au șcăți și mașini. Și aici care așa milionierii nu mai duc la biserică de atâta au bani. Ei sunt și exclucierii, cum s-ar spune în limba rusă. Sunt și poi bogați. Dar și aceia precis că nu sunt cu Dumnezeu. Că Dumnezeu niciodată nu a spus la ornoți în Biblie, grămădiți măi mașini, grămădiți averi, grămădiți aur. Dumnezeu întotdeauna spune Dumnezeu că trebuie să avem o avere sufletească.
Și mai buni, și mumănoși, și înțelegători. Dar nu că doi zai de dolari în schinare și tu ești și mai bogat și mai credincioasă. Puh! Duc stiuri. Elena Cușnir. La filmuleț și-l chiperat. Care, și el în clamut scriu, Doamne Dumnezeule, comentarii liudile, dobre, cum s-ar spune. Persoana asta s-a arătat ce fel de om este. De vede că se îmneacă cineva, el mai tare mai apasă pe cap. Cam așa e rolul lui. El îi critică tot neamul lui. Poate face el chestiile astea și îi arată la lume. Chiar de este și așa ceva, de ce trebuie să scoate gunoiul din casă? Dacă era om mincios, nu se prostea până într-atâta. Doamne Dumnezeu! Da, și Doamne Dumnezeu, eu vă apăs pe vreo femeie liste măritat, eu vă eu și vă dezbrac și vă apăs pe cucurile lui așa bărbații însurați și... Ori și mai văd pe mine că eu o izminesc pe femeia mea, ori... Și cu tine, draga mea, Elena. Și la mine în casă e curat și ghinii măturat, așa că nu scot gunoi din casă. Noi nu ne izminim unul pe altul cu soția. Că avem stimul unul față de altul. Așa că nu mai puneți zina la trandașiruștile celea care cu copchii acasă și cu bărbați duc și încep a tențui pe cucuri razne. Și nu are importanță arabi, franțuși, italieni și așa mai departe. Dar fiecare are dreptul la viața lui, cum să-și spun. Și dacă e vrea sară și pe cucuri smaldavski și pe cucuri este italianski, ori franțuschi, ori arabski, e la sară de evăcica. Că nu-i se roade. Și ați ajungă și la cel moldavski. Și lua Islanda se ajungă. Că e smoldavski. Nu trebuie să gândească cu cucu ori cu fundul. Când o trimis soția la Zarabotcă. El trebuie să o lese pe soția acasă. Cu dietile. Pentru români. Cu copiii. Și se ducă el ca un cal și ca un bigimotofon să lucreze. Dar nu trebuie acasă și să aștepte bani de la femei sau să facă gard ori garajă. Și pe urmă și urlă prin sat că femeia ne-a pus coarne. S-a cumpărat și bulgar pentru asta. Taile. Dacă o să mai crească, mai taile odată, când ați cinic. Așa că eu nu-i mai pozoresc neamul. Dragii mele colorate. Păi singur vă pozoriți. Zinaida Benari. Tot la filmul acela. Respingător și grețos. Nu promova prostia. Că și așa crapă pământul de nebuni. Descreditezi femeia. Ai avut mamă sau soră? Ai copii? Ai vrea să vizionezi așa ceva? Ce va fi mai departe cu cei ce vin după noi? Omorul și prostia sunt două lucruri diferite. Opriți-vă și gândiți-vă la Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Pamaghite, Zinaida Benari, ia-te măi respingător și grețos. Dar nu mă mai prăjie atâta, orbi vreo două tablici înainte să mă prăjești. Dar așa tu știi dinainte că e grețos, dar așa te uiți și mă prejiști. Și eu nu promovez prostia. Eu vă arăt și faci lumea. Poate și tu, dar poate nu. Eu de asta nu pot știu că eu nu judic pe nimeni, eu nu mă arăt ce se întâmplă în jurul nostru. Dar voi dacă poate faceți voi așa ceva, eu nu zic numai că vă mustră conștiința, cum s-ar spune, știți? Discreditezi femeia. Eu am mai spus mai sus, o leagă. Dar și eu o cracă și o încep pe un cuc. Ori e singur, duci și la. Știi că mâine, e singur, duci. Fiecare om își face alegerea lui. Și cum a spus, dacă ei îi place și cu Maldavski, cu Cușonac, și cu Negritianski, cu Cușonac, și mai Prantuschi, cu Cușonac, asta la mâine. Fiecare alegerea voastră, dragii mei. Și da, din aici la Bănare, am avut și mamă, Dumnezeu ierte. Am și soră, dar soră e căsătorit, are copii, estimează, știi ce trebuie să facă și nu trebuie să facă. Așa și voi estimați-vă și nu ați fac filmulețe de este. Dar așa voi vă spăriți, vă ușiteți și întrimeteți mie informația, eu vă arăt și voi, acele care v-ați regăsit, ați sărit înapoi, vă ardi meduza, cum s-ar spune. Păpădia și ea, bate vântul și vă... Fug sămânțuri și ele, oricum se mai cheamă. Uite mai la dinsa. Și ține de întrebare. Ce va fi mai departe cu cei ce vin după noi?
Depinde de noi, dragii mei. Dacă voi asemblați făcând bani și ați uitați de copiii voștri că ei îmblă, fumează, ori voi le trimiteți bani și îi cumpără câine pe și ceva mai tare, apoi clar că o să crească o generație de azi colorată. Voi mă vedeți pe mine. Dar nu vă vedeți copiii cum șed de drum și deu și fumează, ori la 12 ani am șed cu crașii în sus și cu portele deschise și în păpădia aceea îmblă cine vrea, ca când e intrarea la Univermag. Educați-vă copiii, nu vă șeți prostii, nu curveriți, nu narcomaniți, nu îmbieți, nu fumați, dacă e pentru sănătate urât. Și gata, și să aveți o societate sănătoasă. Dar eu jilovat în toate dacă vă arăt cum trăim sau cum vorbim noi la sat, cum ne trututuim și așa mai departe. Așa că pace vouă, cititorilor. Vă iubesc pe toți așa care mă stimează, care mă iubesc. Și să ne pupi în curpi dinainte aici care ne bajicoresc și care ne fac debil. Și pe mine și pe voi și cei care mă stimați. Nu mai zic nici de like. Și dacă trecut am zis că dacă am salvat, că așa cum mai gine nu vă răvodesc, am să vedem. Dacă ceva, dar dacă ceva, totuși mi se înflă nastroienia la 8. Mai așa, mai intrați pe la 8. Dacă la 8 n-aș fi nici, înseamnă că nu e nic. Și iasă, dragii mei, pe azi. Vă iubesc! Un văzdușme! Dar cum se cheamă pe românește? Un aeratnei!